Deci ok. Părerea mea că am cele mai bune echipe după Chitila, noi și Progresul, care de când joacă fotbal la nivelul ăsta și e normal, mai sunt și conflicte, mai sunt și... Asta l-am întrebat și pe Gigel Poman, înainte să vorbesc cu tine, l-am întrebat că nu comentează prea mult copiii ăștia, nu sunt nervoși și mi-a zis că asta e problema copiilor, de acum sunt învățat să comenteze și mai puțin să joace fotbal. Da, e adevărat și pe lângă asta e și, să zic așa, stilul ăsta de Liga 4, unde sunt și oameni în vârstă și chiar dacă ei sunt copii și ai mei și mai mult cea lui Progresul, din câte am văzut, sunt și echipe cu oameni trecuți de prima tineri, să zic așa, care comentează și mai rău. Și de acolo pleacă și educația lor. Până la urmă e fotbal și nu poți să te duci, că dacă tu te duci și taci și eu vorbesc, iar ați văzut ce se întâmplă. Însă noi ne pregătim pentru altceva, pentru noi vrem să ajungem la un alt nivel. Al nivel înseamnă Liga 3-a și în perspectivă Liga 2-a? În perspectivă Liga 3-a, Liga 2-a, dacă le va da. Aveți suficientă susținere financiară pentru obiectivul ăsta? Eu zic că la momentul ăsta pentru Liga 3-a, eu zic că da, dacă se va ajunge acolo și vom promova, eu zic că da, susținere. Cel puțin pentru Liga 3. Pentru Liga 2 vom vedea. Ce se face genunchi? Pas cu pas. Genunchi mai bine. Da, să mă încăsă să pregătesc, ca alerg. Mai ești contract cu Arsenal? Nu, mai am un contract cu Arsenal de un an și ceva. Nu sunt un an de zile pe care nu am... S-a desfințat echipa. Speri să mai joci tu fotbal la un nivel la care ai jucat sau te bași cum s-a băgat Gigel Coman la Liga 4-a? Nu, dacă mă voi apuca de fotbal, voi juca cel puțin la nivelul legit. Am înțeles. Sau maxim Liga 2, dar nu mai jos pentru că genunchiul meu nu poate să, adică dacă îl risc, îl risc pe ceva cât de cât să pot să fie un nivel cât de cât să joc, nu pot să... Ce vârstă are cel mai tânăr jucător de la Spurba? 14 ani. Și cel mai în vârstă? Am fost coleg de-al meu 33 de ani, 32-33 de ani. Cine? Sabin. Bine, Sabin îi zice, nu, Gheorghe, chiar a jucat cu mine la junior, nu știu dacă... A jucat la un nivel foarte înalt. Ne ajută la departe. Adică n-a jucat nici... Eu n-am țin și cu sportul și spre rușinea mea. N-a jucat în prima echipă în anii sport de glorie. Nu. Ea a jucat cu noi la Terea Junioratul, după aia a plecat și nu... A jucat pe la Liga 3, pe la Liga 4. Dar un jucător care, capul sus, nu a avut. Există în actuala echipă un jucător care ar putea deveni peste 2, 3 ani, 4 ani, un nou Mazilu? Jucător care să ajungă la Liga 2, Liga 1. Care are, să zicem, suficient talent, care, ok, mai trebuie și lepuit, dar... Suficient talent sunt, însă... Îmi poți da un nume, două... Mai trebuie lucrat cu ei, în toate punctele de vedere, și psihologic, și... Pentru că s-au obișnuit cu nivelul ăsta și e foarte greu să-i faci să înțeleagă că la profesionalism trebuie să dai mult mai mult, să dai zi de zi, noapte de noapte și numai când vii aici la antrenament. Îmi poți da un nume, două? Dar aș vrea să fac diferență între ei acum, însă avem 2-3 jucători foarte buni. Ai discurs de antrenor deja. Da, nu pot, pentru că sunt, e adevărat că și ei văd că sunt 2-3 jucători care au un potențial mult mai bun, însă pentru mine, ca și antrenor aici, e foarte importantă echipa și așa am câștigat cel puțin în turul campionatului în care noi ne-am prezentat cu 3 zile, am trăit cu 3 zile și ne-am construit 3 zile aici cu campionatul, fără o pregătire, fără nimic. Și am reușit totuși prin uniunea asta de grup și de asta să facem rezultate pentru liga asta, dar unii din ei ne pregătiți de 6 luni, de 8 luni care ne jucase la fotbal. E comparabil atmosfera de acum din echipă cu cea care v-a adus pronumele de gașca nebună? Ca și grup, da. Tot așa, un grup unit, un grup care încearcă să facă ceva, vor ceva, însă condițiile sunt puțin mai grele. Și sunt ajuns și deja la... Să spun, am trenat junioratul, 18, 19, 20 de ani și e foarte greu să ții și să vii și la fotbal. Mulți din ei mai și muncesc, să duc și la muncă, să duc și la facultate și atunci și pentru mine uneori este foarte greu pentru că trebuie să-mi vin și unul nu mai vine, azi nu vine, mâine. Te-ai apucat de școala de antrenori? Da. Acum o termin, mai am puțin și termin și sper să... Să lămurim o problemă, dacă e posibil. Spune-mi, până urmă, cui ai echipa? A Facultății de Arhitectură sau a domnului Șima? A domnului Șima, nu avem ce treabă. Da? Pentru că în toamnă am citit două materiale cu declarații ale tale, unul în ring, unul pro sport. Într-unul spuneai că e a Facultății de Arhitectură, altul că încă patronul Șima. Nu, cred că nu s-a înțeles bine și e adevărat că așa s-a scris, dar nu s-a înțeles bine. Eu am spus că noi echipa suntem domnul Șima, sport studențesc.
am fost întrebat de stadionul Regiei și am spus că ăla nu la momentul ăsta aparține arhitecturii, din câte știu eu și din câte am discutat. Nu, pe mine nu prea mai interesează partea tehnică decât partea de, să zic, de management sau ce se întâmplă mai sus. Am nevoie de un teren de antrenament și de ce trebuie. Domnul, și m-am văzut puține și financiar sau e doar în actă patronul echipei și nu, nu se implică deloc? Financiar, ce înseamnă de terenul, ce înseamnă asta, ce tot ce este acolo, da, în sus. Cineva. Ultima întrebare am pus-o și Ginger Puman, cine vreți că ia de la asta? Eu, pare mai toți sunt de părere. Au totuși o forță de grup, au un grup bun. Eu cred că dacă vor trece și peste o perioadă în care psihologic, eu cred că a fost mai greu pentru ei. Pentru mine a fost plăcut, totuși, că a venit ASEA aproape acolo și că se mai joacă. Decât așa să fi știut deja cu 7-8 etape înainte că Steaua e campioană, nici fotbalul, eu zic că nu era bun pentru fotbalul românesc. Mulțumim mult, Ionuț!